Salut tuturor și bine am regăsit la un nou episod din Creni. Da, după ce au făcut toți youtuberii care există, au făcut despre noul update din Creni, m-am gândit să fac și eu pentru că s-a lansat update-ul pe calculator. Update-ul era inițial doar pe telefon, iar eu nu pot să filmez de pe telefon și emulatorul nu prea îmi acceptă Creni, din păcate, merge foarte ciudat pe emulator și ca atare am zis că nu o să fac update-ul pentru că nu aveam cum. Pentru că, v-am zis, pe emulator mergea foarte nașpa și am zis că mai degrabă nu fac. Deci, m-am gândit să aștept să apară pe calculator și a apărut. Și ca atare o să vreau să jucăm, pentru că este un update foarte mare. Foarte, foarte mare update-ul. Bunica are o casă mai mare și are un animal nou. De asemenea, există acum mult mai multe locuri. Nu cred că o să stăm să ne mai uităm la asta, că ne-am uitat de nu știu câte ori. Bunica are un nou animal. Și sunt mai multe locuri în care ne putem ascunde, bine, și mai multe locuri în care ne putem ascunde, dar sunt mai multe zone în care se spawnează obiecte. Ca atare, jocul este mai greu, dar e mai interesant. Ok. E cam întunecat, știu, adică și la mine e întunecat, dar la voi e și mai și. Ia să vedem băbăciunea. E undeva pe acolo. Cred că o să, ca de obicei, cred că o să meargă în bucătărie. A, uite-o, uite-o, să nu mă vadă, vreau să duc în bucătărie. Vine sus? Perfect, fugi, fugi, fugi. Suntem pe easy, nu-i cine știe ce, dar... Dacă mă grăbesc, pot să trec pe aici fără nicio problemă. Bun. Vorbim imediat și despre noua arie. Stați așa să o închidem pe Granny la subsol, că nu am vrea să avem problemuțe cu ea. Hop, bun, și că pot să mă ascund și după ușă, dar eu o să mă ascund aici, cum mă ascundeam de obicei, și că pot să mă ascund după ușă. Dar nu vreau să încerc asta, că poate fac o vreo greșeală. Acum o așteptăm. Durează cam mult pentru că n-astem pe easy. Vorbim și noi despre ceva. Aha, uite-o. Mamă, n-am mai jucat Granny de mult, mi-am ieșit din mână. Așa, bun. Și acum o să doarmă. Hopa. Sunt unele sunete în jocul ăsta. Se aud foarte, foarte tare. Ia să mă uit eu ce avem pe aici, ca să știu. Deci avem Biblia. Nu ne trebuie. Momentan avem asta. Pe aici nu avem iteme. Bun. Vreau să știu aici. Așa. N-avem nimic. Ok. Aici ne trebuie cheia. Vedeți că bunica are o... Mamă, parcă scările sunt altfel. Bunica are o mașină nouă. Și de asemenea, dacă ne ducem noi frumos pe aici, pam, 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 și ne ducem în bucătărie. Bine, nu neapărat în bucătărie. Trebuia în hall. Ne uităm imediat. Vreau să mă uit și pe aici să știu de iteme, poate o să scăpăm. Avem range-ul, ne trebuie doar pentru mașină. Dacă vrem să scăpăm cu mașină, avem weapon key, perfect, asta chiar ne trebuie. Asta mi se pare că ne trebuie, dar... Avem aici, ia uitați ce avem băieți, avem o chestie nouă. Și pe aici bunica nu mă poate pândi, dar eu pot să vin pe aici, pac, 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 și este... Sunt în canalizare, în apa din canal. Jocul ăsta e foarte ciudat făcut din punct de vedere sunet. Dar adevărul că e un singur developer. Na, e de înțeles așa. Asta este închisă. Ca să o deschidem, trebuie să tragem pe aici. Este acolo o chestie roșie care nu reușesc să o văd. Vreau să mă potrivesc bine. Așa. Este acolo o chestie unde trebuie să tragem. Cu arma. De asta am zis că îmi trebuie weapon cue. Și dacă nu vine Granny să mă surprinde, vedem că aici bunica are o pasăre. Și dacă încerc să iau asta de aici, pasărea mă ciupește. Ideea e că nu știu dacă bunica mă aude când mă ciupește pasărea. Trebuie să-i punem mâncare păsării. Aici este un drum în casă, pe la carne. Și aici ne trebuie ciocanul. Iar aici ce avem? Ok, avem o rotiță. Și cam atât. Nu cred că o să încercăm să evadăm pentru că e cam stresant. Sincer, jocurile horror nu sunt pentru mine. Dar Granny mi se pare un joc destul de bun. Ideea e că, v-am zis, jocurile sunt bune, dar nu sunt pentru mine, pentru că eu mă sperii tare. S-ar putea să vină, nu știu dacă s-a spawnat. Hai să mergem încoace. Preventiv. Nu, hai că e bine și aici. Vreau să o las aici înăuntru, dar e ok. Ok, vreau să dau asta pe jos. Nu vine, deci prin urmare nu cred că s-a spawnat. Depinde. Nu mai punem timerul că nu mă interesează să scap. Vreau doar să vă arăt update-ul. Dar ne trebuie ciocanul și cine știe unde o fi ciocanul.
Așa. Aici, uite, avem asta. Remote control. E posibil acolo să se găsească doar bateria, deci nu ne interesează momentan. Trebuie să mai găsim iteme. Hai să ne întoarcem. Cred că s-a spawnat bunica. Hai să o prindem și să luăm arma. Pentru că dacă luăm arma, putem să deblocăm camera aia nouă. Este acolo o armă interesantă. Opa, nu-i bine. Fugi, 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 fugi. Nu cred că apuc să o închid. Sau? Oare apuc? Hai să mă ascund în dulap dacă apuc. Așa. Dar o să dureze mult până vine ea și după aceea pleacă. Bine? Știți care e chestia? Eu sunt în dulap, cu lanterna aprinsă. E clar că mă vede. Numai că n-a jocul. Opa, nu m-a văzut. M-a prins. Sau? Am sperat degeaba. Băi, când am deschis ușa, atunci venea. Ok. Mă rog, trecem mai departe. Bun, deci ne trebuie... Știu unde am lăsat cheia. Am lăsat-o în acel tunel. Trebuie să o prindem pe Granny. Acum e foarte fain. Sper că a făcut update-ul ăsta și pe calculator, pentru că nu se mai închide ușa. E aici ceva? Nu. Nu știu dacă se poate spawna ceva acolo. Bun. O așteptăm iarăși pe bunică. E bubocina? Nu e. Ba da, uite-o, să nu mă vadă. Ok, du-te în bucătărie iar, fii proastă. Nu urca sus. Perfect. Nu, urca sus, nu-i bine. Băi, m-a păcălit. Vino pe aici, pe unde vine? Ok, vine pe acolo. Și am fugit. Să fugim. Că vine baba. Am fugit? Am fugit. O închidem la subsol acum. O, nu. Capcana. Ok, acum putem să o închidem la subsol. Păi, jocul ăsta n-ar mai fi fost atât de horror dacă ar fi fost mai luminos. Înainte, pe telefon, parcă era mai luminos. Asta îmi pare puțin rău, că nu pot să mă joc pe telefon, pentru că parcă era mai luminos pe telefon și se vedea mai bine. Aici abia văd ceva. Adică abia văd eu, îmi imaginez cum vedeți voi. Dacă abia zăresc eu ceva. Ok, nu vreau să mă vadă. Opa, sper că nu aude asta. Ok, e bine. Hop. Bun, și este oprită. Este pornită. Bun. Acum putem să ne ducem la weapon key. Știm că am lăsat weapon key-ul aici. Putem să ne ducem la armă. E numai bine că e în drum. Mai căutăm cu ocazia asta iteme. Că ne-ar trebui ciocanul. Și cred că aia de la ciocani, cred că... Opa, aici nu. Și ne trebuie și șurubelnița. Ok, asta e o piesă de puzzle. Am uitat cheia. Cheia aici jos. Știam eu că trebuia să iau ceva de aici, dar am uitat ce. Asta. Bun. Nu sunt așa mare jucător de Granny încât să țin minte tot. Ca atare. Hop, hop. Aha, ce avem? Car key, perfect. Bun. O să mergem repede la mașină. Hai să vedem ce avem aici. Ok, avem pentru păianjen. Și, hai, deschide-te. Avem pentru ursuleț și atât. Bun. Hai să mergem repede la mașină. Să vedem ce găsim acolo. Că poate o fi aia pentru fântână, ca să luăm ciocanul. Că mă gândesc că ciocanul ar fi în fântână. Jos. Mă gândesc eu că ciocanul ar fi în fântână. Că altundeva nu prea mai are unde să fie. Și ne-ar trebui. Hai să mergem jos. Te rog să fie aia de la fântână. Te rog. A! Și mai bine. Mai bine data nici cât se putea. Bun. Acum putem să mergem liniștiți. În acea cămăruță nouă. Și să ne distrăm. Dar o să duc mai întâi arma acolo. Ca să o pot și împușca pe Granny. De fapt, să deschid noua capcană cu gheață. O să vă arăt. Dar hai să luăm arma. Și avem acolo cheia? Da. Hop. Hop. Așa, mergem pe aici. Bun, ia să împușcăm noi aici, cu speranța că nu s-a spawnat băbăciunea. Ea poate veni pe aici, dar nu poate să intre prin canalizare pe acolo, doar eu pot să intru pe acolo. Perfect, dacă ratam, ăla eram. Avem arma nouă și avem bateria. Bun. Să luăm noi arma nouă.
Să vedem unde o punem, că eu de-abia văd ceva. Hai că cred că e bine pusă. Acum ne-ar trebui să facem niște zgomot și să așteptăm să se trezească bunica. Nu vreau să calc eu pe aia, că facem zgomot. Aha, vine. Hai să vedem dacă am pus capcana bine. Nu! Aba da, ok, am crezut că trece fix pe lângă. Și Granny e de gheață. Deci capcana asta e OP. Preventiv, vreau să o iau repejor și să o pun, de fapt, momentan o las aici. Vreau să o pun într-un loc mai inteligent după ce folosim ciocanul. Dar trebuie să mă duc să aduc ciocanul pentru asta și aici sus. Asta așa cum mă învârt într-o parte în alta, nu e bine. Într-un joc horror trebuie să joci bine. Ok? Ciocanul. Ciocanul era aici. Și nu mai știu. Nu, l-am lăsat acolo la crossbow. Mă scuzați că am uitat. Mai uit eu. Nu sunt atât de atent la fiecare obiect de aici. Hai mă, ce nu pot să urc? Așa. Trebuie să fie pe aici ciocanul. Bun. E ciudat cum zboară obiectele astea. Ar fi mișto dacă ai putea pur și simplu să le pui tu jos. Să știi unde le pui, știi? Adică, așa sunt aleatoriu, aruncate. Bun, ce avem aici? Ok, avem asta de la mașină, nu vrem să evadăm, am vrut doar să vă arăt că aici este un loc nou. Așa, aici la fel, este un loc nou unde se spawnează iteme. Și, de asemenea, aici este un loc nou unde se spawnează iteme și l-avem pe acest prieten al nostru. Ia, ce faci? Salut! Ok, vreau să iau capcana aia. Speranța că nu vine baba și vreau să o pun undeva. Dar trebuie să mă duc pe aici și sper că nu s-a spawnat. Perfect. Bun. Vreau să o pun pe scările astea, fiindcă ea dacă mă prinde, vreau să vă arăt o șmecherie pe care am observat-o eu, numai că e puțin riscantă, că m-ar putea afecta și pe mine, dar trebuie să fie ok. Nu așa? Arunc-o pe jos. Nu acolo! Spawnează și... cred că aude capcana când o pun pe jos. Unde s-o fi spawnat? Dacă s-a spawnat. Oare aude capcana când cade pe jos că eu am auzit-o? Dar sunt unele sunete care eu nu le aud. Care eu le aud și ea nu le aude. Da, uite-o. Ia, o înghețăm iar. Ha-ha. Bunii, ce faci? Te frig? Te frig, bunii? E frig, lubunica. Ok. Hai să mergem acum repejor, înapoi sus, pentru că vreau Master Key-ul, cheia pentru camera păianjenului, că poate găsesc acolo, ia, o fi aici? Îmi trebuie mâncarea pentru păsări, poate o fi acolo la păianjen. Weapon Key-ul era, nu Weapon Key-ul, Master Key-ul era aici. Sper să fie aia de la, vreau să mă ridic, așa, sper să fie într-un loc accesibil, să nu trebuiască să căutăm prea mult, că mai zis, nu o să stăm să evadăm, am evadat deja. Ia, ce e pe aici? Să știm ce este. Poate e ceva necesar? Ok, avem încă o rotiță. În caz că avem nevoie să accesăm acolo, ne ducem un pod. Acel clește este la pasăre, deci nu are cum mâncarea pentru păsări să fie acolo, pentru că deja avem cleștele la pasăre. Și ar fi ciudat să ar fi anormal. Opa, avem nevoie de ceva pentru păianjen. Ori carnea, pe care nu o am. Poate e în baie carnea, sper să fie în baie. Dacă este, e perfect. Nu este, ok. Ar mai putea fi în frigider. Sau mă rog, în acel dulap albastru. Nu cred că e frigider, ia. Ok, asta e foarte rău, nu avem carnea. A, și bunica a închis astea la loc. Nu știam asta. Bun, dacă nu avem carnea, putem să folosim arma. Dar vreau să mă uit că ar putea fi carnea aici. Așa cum vreau să mă uit în căsuța aceasta, să vedem dacă găsim ceva interesant. A, perfect. Exact asta îmi trebuia. Mâncarea pentru pasăre. Semințele pentru pasăre. Și putem să coborâm noi frumos pe aici. Pac. Hehe. Bun. Molto bono. Avem semințe pentru păsărică. Facem liniște. Mergem aici. Hop, trebuie să mergem să o luăm de aici. Pac, și-am plecat de aici. A, dar nu pot să plec, mă prinde că nu pot să plec pe aici, că... Da, dar avem ăsta.
Corect. Unde e aia? Nu e, nu? Nu mai e. Mă prinde, baba. Hai că închid aici. Cât timp caut asta. Păi, dar unde e aia? Nu mai e. S-a dus. Aba, da, uite-o. Aici. A, uite-o. Uite-o. Și hop, am omorât-o pe Granny și în modul clasic. Perfect. Bun. Chestia e că eu această pasăre pot să-i mai dau de mâncare. Nu-i problemă. Uite-o cum vine. Dar nu mă mai ajută. E disperată păsărica. Ia, mai mănâncă și tu puțin. Să mai dau puțin. Te mai ia puțin. Ok. Da, cam acesta este update-ul, băieți. Nu e foarte wow. Adică, ba da, am greșit. E foarte wow update-ul, e foarte mare, dar vreau să zic că nu e foarte wow ce am făcut eu aici, adică nu o să stau să scap din casă. Update-ul, da, este foarte bun, este un update excelent și nu m-aș fi așteptat la așa ceva, nu mă așteptam să adauge o canalizare, dar este o idee foarte bună. Pentru că face casa din ce în ce mai mare, destul de mișto, ca Neighbors from Hell, dacă îl știți, o să-l jucăm la un moment dat pe canal. Pentru cei care nu-l știu, e un joc din copilăria mea în care ai un vecin care are o casă și trebuie să-i faci farse și casa vecinului devine din ce în ce mai mare. Tot deblochezi camere noi și e din ce în ce mai mișto. Dar noi o să ne oprim aici cu episodul. Ia, vreau să activez și o capcană asta. Să văd ce se întâmplă. Practic nu mai pot să mă mișc. Trebuie să mă dezgheț, dar nu știu cum mă dezgheț. Dau click. Aha. Ok, deci trebuie să o iau de jos. Eram curios. Bun. Da. Ne oprim aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai aveți episoade în continuare cu Granny, când mai apare câte un update ceva, nu o să facem prea dese, că v-am zis, nu prea îmi plac jocurile de horror. Dar așa e mișto să prezentăm un update. Mi se pare interesant. Dar cam atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like-ul și noi o să ne vedem data viitoare. Bye, bye!